Este vorba despre luarea unei decizii în ceea ce privește alocarea, defalcarea celor sume pe care le plătesc România la cele două componente, ambele fiind de stat, dacă una are un management privat. Acum jumate din sume se duc la pilonul 1, jumătate la pilonul 2. S-a constatat că randamentul la pilonul 1, care are ca și reper salariul mediu pe România, este mult mai mare decât randamentul obținut la pilonul 2. Și din această cauză am solicitat, apoi și decizie politică, Ministerului de Finanțe, ca împreună cu cei de la sistemul de pensii, să facă o analiză, să vadă dacă nu cumva este oportun, ca cel puțin acum, în acești ani, când creșterea economică a României este foarte mare, și randamentul pentru banii românilor, pentru pensii, este mult mai mare la pilonul 1, sumele care se varsă la pilonul 1 să fie un pic mai mari decât cele care se varsă la pilonul 2. Discuțiile sunt avansate și, repet, decizia va fi luată având în vedere interesul suveran al celor care îți plătesc acele contribuții pentru pensie. Pentru că, fiind o contribuție vărsată într-o zonă cu randament mai mare, fondurile pentru pensii pentru fiecare român vor crește. Adică, pur și simplu, pe românești le pot... E o modalitate de a crește pensia în viitor. Am văzut dezbaterea. Dezbaterea a plecat de la premisa greșită din nou că vrem să desfințăm pilonul 2, ceea ce nu este adevărat, că vrem să luăm bani din pilonul 2, ceea ce nu este adevărat, ceea ce este deja acolo, rămâne acolo, doar că, dacă e mai bine pentru români, vom da mai mulți bani la pilonul 1.